Fecevaslui continuă seria rezultatelor pozitive. Elevii lui Hizoi au predat o lecție de fotbal matematicianului Puștai, care a venit la Vaslui cu gândul la un egal. Cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, Fecevaslui i-a administrat gazului o bătaie cu scor de neprezentare. 3-0 pentru galben-verzi și mirajul Champions League este tot mai aproape. Primul gol al partidei a picat în minutul 20. O decizie controversată a centralului Sebastian Colțescu a făcut ca vasluienii să beneficieze de o lovitură de pedeapsă după ce în prealabil tușierul a indicat lovitura de la colț. Penaltul a fost executat de Wesley Lopez, care a reușit cel de-al 10-lea gol din această ediție de campionat. Rămâne până la urmă lovitură de la 11 metri pe care o va executa Wesley. Brazilianul față în față cu golul cu numărul 10 în acest sezon. Wesley, și este 1-0 pentru FC Vaslui, minutul 20 al partidei. Un șut care a trecut pe sub Pleșca, a intuit bine colțul, nu a avut însă ce să facă. Minutul 38 aduce și cel de-al doilea gol, centrare perfectă a bulgarului Ghencev, iar Adailton reușește să marcheze. Wesley, întâmpinat de Hoban, îl așteaptă pe Ghencev, urmează invariabil centrarea, o lovitură de cap, bară, scoate Pleșca, Wesley din întoarcere și este gol, așa arată Stelian Slabu, este gol, 2-0 pentru FC Vaslui, minutul 37. Evoluția galbenverzilor a fost încununată cu o altă reușită. Iero Belo a fructificat centrarea perfectă a lui Martin Adailton, care l-a învins pe Pleșca cu o lovitură de cap din marginea careului de 16 metri. Când îți propui puțin, riști să nu obții nimic. Este foarte valabilă această teorie, sau, mă rog, această zicală. O lovitură de cap a lui Iero Belo, gol! Gol spectaculos marcat de Iero Belo, 3-0 pentru FC Vaslui în minutul 42 al meciului. O lovitură de cap imparabilă, primul gol, să-i spunem, impecabil al acestei partide. Până la finalul partidei, FC Vaslui a încercat să conserve rezultatul, lucru pe care l-a și reușit. Astfel, în urma acestui succes, galbenverzii au reușit să se apropie de contracandidatele la titlu. Diferența dintre echipa vasluiană și liderul Ligii 1 este de doar 2 puncte, iar până la finalul campionatului au mai rămas de jucat doar 7 etape.